consilier sunt prezent în citirii ordinii în iese. Proiect de hotărâre privind analizarea și aprobarea planului urbanistic zonal pentru obiectivul înființarea unui centru de colectare a deșeurilor pe natură voluntar în comuna Vorabării. Inițiator, primar, Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarități Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Vorabării, județul Bacău, în proiect de asigurare colaborării intersecționale a MMS-ului cu alte colaborări în cadrul proiectului EPUC de servicii MMS-IS, SIS, MMS-IS cu IS-IS-IS, inițiator. Primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii de reconcesiunea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Gorabeie, inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între comuna Gorabeie prin Consiliul Local și Federația Română de Automobilism Sportiv prin Club Sportiv Curița Sclării în vederea susținerii evenimentului sportiv Cupa Off-Ride Gorabeie 2023. În perioada 23-25 iunie 2023, inițiator Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului serviciului de utilități publice al comunei Gorabeie, rezultate în încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. Inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Gorabeie pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții civile de prestări servicii. Inițiator Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere pășuni numărul 10.161, încheiat între comuna Gorabeie și Teron Verde Orel. Inițiator Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Hanganu Albert. Inițiator primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Vișan Marian. Inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Stanciu Vasile, inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Genius Vasile, inițiator primar Silviu Tinei. Interpelări, petiții diverse. Aici are vreo trei puncte pe care le discutăm la urmă. Cine este de acord cu ordinea de zi? Ordinea de zi se suplimentează cu încă 4 proiecte de hotărâri. Iar acestea sunt proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cereri de finanțare pe un program național de consolidare a clădirilor turistice, este ridicat pentru obiectivul de finanțare, consolidare, modernizare și refuncționalizare clădirii administrative Pătrășcani. Inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local comuna Gorabeie. Inițiator primar Silviu Tinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului intitulat Strămutarea Eroului Locotenentul Turică Gheorghe, inițiator primar Silviu Tinei. Și proiect de hotărâre privind aprobarea organizării prin asociere a evenimentului intitulat Festivalul Istoric Antic și Medieval Gorabeie, inițiator primar Silviu Tinei. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Înainte de a începe, supun la aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.1.2023. Cine este de acord cu procesul? Deci, la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la avizarea și aprobarea planului urbanistic zona PUS, inițiator domnul primar Silviu Tinei. Da, mulțumesc. Bine ați venit la ședința din luna februarie. Proiectul de plan urbanistic zonal pentru obiectivul înființarea unui centru de colectare de deșeuri prin aport voluntar în comuna Gorabeie a apărut ca urmare a avizului emis de către Consiliul Județean Bacău, care ne-a impus efectuarea unui PUS pentru acea zonă, zona fiind exclusiv destinată
intravilan construire locuințe, neavând alte funcționalități, automat trebuie să intervenim asupra cubului vechi cu un plan urbanistic zonal și este nevoie de avizul Consiliului Local pentru a putea demara procedură de emitere certificat de urbanism și obținere documentației de la instituțiile avizatoare pe care le-ați văzut atașate la avizul emis de către Consiliul Județean Bacău. Sunt destul de multe pe care trebuie să le obținem, mai puțin de vreo 14 la număr. Începem să le adunăm. Asta e situația. Ne asumăm obiectivul, e finanțat din fonduri europene. O să încercăm să le facem la costuri cât mai reduse și cât mai rapid pentru a putea intra în partea de execuție a acelor lucrări. Consider că o lucrare bună, nu are rost să ne cramponăm acum de un puz. Nici nu e ușor de făcut, nici nu e greu de realizat. O să depunem toate diligențele ca lucrările să fie, ca toate documentele, de fapt, să fie obținute în termen util pentru a putea implementa proiectul. Trebuie cineva la cuvânt? S-o pun supra cuvântul. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, MVS și așa mai departe. Domnul primar, aveți? Da, este vorba de un proiect derulat la Ministerul Muncii și Securității Sociale cu denumiri pompoase, vă dați seama, cu pe servicii, cod mai smis, astea la nivelul, așa ca să suni bine, să suni, să nu înțeleagă nimeni. E vorba de un set de echipamente pe care le vom primi, destinate gestionării tuturor tipurilor de servicii sociale pe care le oferim, fie că e vorba de venit minim garantat, fie că e vorba de alocații de ținerea familiei, toate vor fi făcute într-un sistem digitalizat, electronic, despre asta se vorbește la urma urmei, iar noi nu vom cheltui efectiv niciun leu în urma acestei asocieri, vom primi această documentație și instruire și logistic gratuit din partea Ministerului. Despre asta e vorba în mare, chiar dacă el sună extraordinar de pompos. Despre asta e vorba de un calculator conectat la internet cu un soft care va face digital serviciul astea în social. Îmi scrie la cuvânt? Supun la vot. Cine este pentru? Am simt, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii de prin concesiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Gura Băi, inițiator primar Silviu Tutinei. Da. La noi în România, după ce se întâmplă ce se întâmplă, atunci se activează toate instituțiile statului și își dau seama că, domnule, trebuie să ne acoperim de hârtii. Și ne acoperim de hârtii. Asta e proiectul de hotărâre. În esența lui, ne acoperim de hârtii, am făcut această delegare, noi avem deja delegată gestiune, avem un contract de prestări servicii cu firmă, autorizată de altfel, de la Târgovna, vin, își fac treaba, ne lipsea partea asta de documentație pe care să o comunicăm instituțiilor superioare, să vadă, domnule, că noi în hârtii stăm extraordinar de bine. În rest... Am trecut câini, că nu este mai este populației, ca să fie treaba bună, îi prindem pe toți și pe aia la ONE și pe aia la Caraba și la Stefan cel Mare, îi luăm pe toți. Nu cumva să-i pățim ca ăia de la Alba, de la București. L-am citit aici cum trebuie făcut cu adăpostul ăsta de câini și mă uitam cine a făcut referatul ăsta, ia dracu, dacă nu, mai multe condiții decât la un azil de bătrâni. Deci ca să faci la cât mai multe condiții, trebuie să le oferi ca la un azil de bătrâni. Exact. Și extraordinar, să nu-i stresezi, să nu știu ce, să-i ții, să-i faci, să-i lești, să-i cât. Acum o să dăm o hotărâri după cine așa, ci pe muzică să-i pună. Exact. M-ați înțeles, deci tot întâmplat s-a întâmplat în București, au mai apărut câteva cazuri izolate și vezi, doamne, aici. Cu asta se rezolvă toată problema. Noi, în general, să știți că ridicăm pe cei unde sunt în zona școlilor, în zona traficată de persoane, în rest, toată lumea la țară ține un animalus pe lângă casă, unul, doi câini, mai scapă, gardurile sunt cum sunt. Nu facem acum nici exces de zel în ridicarea câinilor fără stăpân, că la spus, e ușor să-i ridice, sunt și costisitori. Ca să ia, să-i întreține, trebuie să-i țină 14 zile, dacă nu revenim pe nimeni, trebuie să dau o decizie de eutanasiere și
parc mic. Cam greu așa să dau ca să omoare malul. L-a lăsat cineva pe drum sau cineva e responsabil, nu luați verde pe malul trotuarului. Îmi scrie la cuvânt? Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Comuna Gorabăi de Învățământ Local și Federația Română de Autobobilist Sportiv prin Club Sportiv Curița Sticlărie în vederea susținerii de evenimentul sportiv Copa Ucrai Gorabăi 2023. Inițiator primar Tinei Sedu. Da, mulțumesc. Nu e o noutate, l-am desfășurat și anul trecut și a fost un proiect de bun augur pentru Comuna Gorabăi. A atras atenția atât a presii centrale, cât și locale, a adus vizitatori din toate zonele. Și zic eu că cetățenii din Gorabăi au avut parte de un moment sau de un eveniment rar întâlnit și pe zona Văii Trotușului, în esență. Fapt pentru care consider oportun faptul că ar fi bine să-l facem și anul ăsta, de altfel noi l-am și prevăzut și bugetat în cadrul hotărârii Consiliului Local, privind bugetul respectiv calendarul evenimentelor ce se vor desfășura în anul 2023. Acum venim cu partea practică, cu partea de asociere, că ți-o gădai tot ce nevoie, ca să putem să dăm drumul la avize. Avizele sunt destul de multe de luat pentru un asemenea eveniment, la avizul de la Romsilva pentru intrarea în pădure, avizul de la ISO, avizul de la Poliția Rutieră pentru blocarea drumurilor. Avem un pic de documentație de făcut, de asta l-am și supus aprobării dumneavoastră puțin mai repede ca să avem timp să obținem toate avizele necesare. Suma este ce? În mai, nu? 23-25 iunie ne-au aprobat frasul în calendar Cupa. Suma rămâne aceeași de anul trecut, 50.000 de lei. Se cineva la... Nu, votăm, nu se dau. Supunem la cuva, cine este pentru? Nu mi-a plăcut. Abțineri? Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului serviciului de utilități publice al Comunei Gorabăi, rezultat în încheierea exercițiului bugetar al anului 2022. Domnul primar? Da, nu e nicio mare filosofie. Am încheiat și la serviciul de apă, am încheiat cu un excedent bugetar în sumă de aproape 42.000 de lei. Rezultat din diferența plăților furnizoare apă, intervenții și încasări. Fapt pentru care propun la ASIP folosi la cheltuieli curente de funcționare pentru anul 2023, respectiv plata facturilor către furnizorul de apă. Scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții civile de prestări servicii. Inițiator, Tinei Sirica. Da, proiect de hotărâre, era un tot, dar s-a năsărit. Așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din Comuna Gorabăi pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator primar Tinei Sirica. În fiecare început de an, luna ianuarie, februarie, noi din decembrie trimitem către Inspectoratul Școlar Județean propunerea de rețea școlară pentru anul 2023-2024. De fapt, deci noi trimite școala, noi luăm act de propunerea școlii. Și în anul 2023-2024, anul școlar, să mențină aceeași structură a școlilor pe care o cunoaștem, cu școala gimnazială numărul 1 Gorabăi, grădinița cu program normal Gorabăi, școala Temelia, școala Dumbrava, aceleași școli pe care le avem. Pentru propunerea de rețea școlară, am obținut avizul conform numărul 10.994 de 22.12.2022, emis de Inspectoratul Școlar Județean. Scrie cineva la cuvânt? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții civile de prestări servicii. Inițiator primar Tinei Sirica. Da, e vorba despre operațiunea în sine de extragerea osemintelor sub locotenent de lotul publică din Monumentul Eroilor. Asta presupune efectuarea unei lucrări cu o persoană sau cu o persoană juridică autorizată. Cum nu am găsit nicio persoană juridică, adică o firmă, ca să mă exprim un serial autorizat să facă asta, nu am găsit nicăieri, nici pe SICAP. Nu sunt.
Și nici nu pot să iei o firmă de pompe funebre, numai că nu sunt manipulanți, nu sunt arheologi. Deci trebuie să aibă atestare de arheolog. Am găsit soluția încheierii unei convenții civile de prestări servicii, în forma unui contract de muncă, ca să mă exprim mai general valabil, pe care vom face unei persoane fizice neautorizate, adică un cetățean de rând, care va primi o sumă ca și un salariu pe timp de o lună de zile și se va reține contribuții. Suma, în generii, privește, de fapt, 4 persoane care vor efectua această lucrare, pentru că efectuarea se va face în conformitate cu manualul privind strămutarea morminților de război, reglementată prin legea 379/2003 și HG635/2004. Are vreo 200 pagini. Dacă cine face chestia asta, adică trebuie să o facă la modul foarte profesionist, pentru că intrăm într-un mormânt de război cu avizul ONC, de la modul de comportare, în primul rând, de delimitare a zonei, de a face afișajul necesar, plus faptul că nu se sapă, cum vă imaginați, că ne apucăm să facă lopata și dăm de oase și pe care ci prindem loc, nu. Se face extragere în laterală, cu peria, exact cum vedeți la televizor. E vorba de 4 persoane care fiecare este un director de muzeu, fie de la Cluj, fie de la Alba, fie din alte părți. De fapt, ei ce mi-au cerut? Prin suma solicitată mi-au cerut așa. Costuri de deplasare către Ilieni, Covasna, din zonele lor la fiecare, costuri de cazare și costuri de masă și un mic onorariu. Per total, toată operațiunea este 10.000 de lei. Din care se vor reține contribuțiile la stat. Deci din care se vor reține contribuțiile la stat, că așa spune legea. Așa, acolo este reglementată convenția civilă. Niște mici detalii, 30% vom da înainte cu maxim în 5 zile, 70% după ce se efectuează lucrările. Ei estimează că lucrările se desfășoară între 2 și 3 zile, depinde și de vreme. Am nevoie de această hotărâre pentru a obține încă un aviz la Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, Ministerul Apărării Naționale, ca să ne dea voie să intrăm în acel mormânt, că nu putem intra noi după capul nostru. Și am nevoie de această hotărâre împreună cu contractul de prestări servicii de convenția civilă, să trimit la ONC și să face dovada că avem o persoană autorizată care va răspunde lucrări. În sarcina noastră rămâne înștiințarea procuraturii, ducerea acolo unui preot, că vrem să fie totul creștinesc la urma urmei. Nu știm dacă la mormântare au avut parte de o mormântare obișnuită creștinească, dar pentru această operațiune, contract de prestări servicii, suma este 10.000 de lei, cu mențiunea că se rețin contribuțiile la stat. Scrie cineva la cuvânt? Spune-a vor, cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Mai e mai toate? Se aprobă. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere Pășoni numărul 10.061, iată în comuna Borabăi, știrul de ori, zis Marcelino. Da. După cum ați observat, trendul la capitolul efectiv normal este unul cât se poate de descrescător, probabil nu mai e rentabil să mai ții în ziua de azi animale. Domnul Timon Viorel, împreună cu medicul veterinar, le-au notificat faptul că efectivul de animale a fost vândut, fapt pentru care, conform contractului de închiriere, pășunul numărul 10.161, la vinderea efectivului de animale sau subdimensionarea efectivului de animale pentru pajiște, se reziliază contractul fără daune. Lotul e numit Sârboaia Dreaptă, îl cunoaște toată lumea, propun rezilierea contractului de închiriere. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Aici ce am observat la gura voi, reconversia profesională merge foarte repede. Deci, nu mai sunt crescători de animale, sunt crescătoare de animale. Și am văzut pe tabelul ăla de acolo. Irina Angelu trebuie să fie, nu? Ei, Irina, așa, Nicoleta Grăjeanu, cred că moare Ion Grăjeanu, când o vede pe Nicoleta cu 200 de oi. Eu sperăm că o să-i mai țin, dar nu îndoiesc. Acum urmează 4 hotărâri, eu zic să le discutăm la un loc. Privind acordarea unui ajutor de urgență la 4 persoane. Sunteți de acord? Nu. Deci asta ar înseamnă domnul Albert, Hanganu Albert, un
domnul Stanciu, Genișu, Stanciu Vasile, Deșan și Genișu. Eu o să fac două intervenții, nu știu dacă puteți să aprobați în bloc, puteți să nu aprobați, eu o să vă fac două intervenții. Una o să vă spun așa, unul din principiu, o să mă întrebați de ce la unii așa și la unii așa. Dacă mai putem face ceva pentru cei care sunt în viață, hai să facem pentru cei care sunt în viață. Pentru cei care s-au dus, nu știu dacă mai putem face ceva. Asta e una din motivări. Iar față de un proiect de hotărâri, fără să dau nume, o să înțelegeți dumneavoastră despre ce e vorba, e cel mai facil să vii repede la primăria Gura Băiei, să faci o cerere de ajutor de urgență, când tu n-ai stat 12 ani pe raza comunii. Și la taxe și impozite, la familia respectivă, figurăm dotora de amenzi. Nici măcar nu ai domiciliu de Comuna Gura Băiei. Adică Comuna Gura Băiei, până la urmă, nu e chiar o vacă din mulți pentru toată lumea. Eu nu m-am pus la 1000 de lei, ca idei. Dar mă deranjează această atitudine în care tu 12 ani n-ai știut că există primăria Gura Băiei, nu ți-ai plătit bunuri, mai ai dosare penale, ai amenzi, per familie vorbesc, da? Dar totuși, când ai o problemă, vii la primăria Gura Băiei să ceri fii și 1000 de lei ajutor de... Eu nu sunt de acord cu acest tip de comportament. Cine e prima? Exact, asta a spus domnul Genes. Genes, ce este vorba? Genes. Deci este vorba de familia Genes. Dar de Genes, că eu deci, eu am inițiat proiectul de hotărâri. Dar, nu stau într-o mie de lei, decizia va aparține. Dar mă deranjează modul de a pune problema. Păi acum o descoperi primăria. De asta încerc să vă spun. Deci, e vorba de geta. Decizia vă rămâne. Bugetul este permisiv. Bugetul are 20.000 de lei la ajutoare de urgență. Dar decizia va aparține... Și la biserică. La cimitir au plătit, nu știu, 1.000 și ceva de lei. Dacă nu plătit contribuția la biserică, fiind sigur că și-au plătit ceva. Da, și la noi, la primăria taxe și impozite, figurează cu ceva bănuți. Dacă nu plătit, da, ce să dăm. Noi facem pe 1.000 și alții. Decizia va aparține. De asta v-aș ruga totuși, domnul președinte, să supuneți fiecare proiect de hotărâre la da, mai bine, să știm cum mă... Eu am primul. În ajutor de urgență, domnului Cândranu a avut aici, s-a discutat. Supuneți-l la vot. Sunteți de acord? Da. Împotrivă? Unanimitate. Pentru domnul Stanciu Vasile. Nu este un este Vișan Marian. Da, domnul Vișan Marian. Sunteți de acord? Da. El e cu Alina aia, nu? Da, da, da. Da. Împotrivă? Domnul Stanciu Vasile. Sunteți de acord? Și domnului Geneș Vasile. Ne obținem. Sunteți de acord? Abținem. Între Consiliul Local să abținem. Nu-i mai normal să ne abținem. Aș fi potrivit. Am știut datorii. Punctul 13 discutăm la urmă. La urmă că i-am... Intrăm în suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic, dedicat pentru obiectivul de finanțare, consolidare, modernizare și refuncționalizare, clădirea administrativă Pătrășcani. Inițiator primar Sâmbătinei. Da. V-am spus că o să caut orice posibilitate ca acea clădire de la Iancu, pe care am cumpărat-o de la Covrea, să nu rămână doar la nivelul de muzeu. Am identificat o linie de finanțare pe Ministerul Dezvoltării. Am făcut demersuri necesare, am făcut parte de expertiză tehnică, expertiză energetică. Și am găsit și o linie de finanțare aferentă pentru a o începe să o modernizăm, să o sistematizăm, să o refuncționalizăm, așa cum spune proiectul. Ea va avea deocamdată tot denumirea de clădire administrativă. După ce va fi făcută, reabilitată și va fi gata, tot Consiliul Local va hotărâi care va fi destinația ei. Deocamdată astăzi aprobăm proiectul de hotărâri ca să depun cererea de finanțare la Ministerul Dezvoltării. Dacă vom primi finanțare pe acest lucru, după ce va fi gata recepționată, împreună vom decide care este destinația, care va fi destinația ei. Așa sunt niște camere pentru, poate bărbați, mai au bataie la fine și de la tot. Domnul primar, pentru să facă acolo la tine, la tine. Pentru a se face expertiză tehnică. Nu numai ca să fac la tine, au venit în interior, s-au dat găuri în pereți, s-au văzut care este gradul ei de uzură reală, s-au făcut o expertiză tehnică către o firmă autorizată. Avem rezultatul.
Îl vedeți aici, dacă nu se încadra în proiectul de hotărâre, nu intra în proiectul de hotărâre. Deci eu s-am luat la bandă. Păi nu am luat. Îți scrie la cuvânt? Spun la voi, cine este pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gurava, inițiator primar Silviu Tinie. Da, e prima rectificare și nu poate fi nici pozitivă, conform legii, până luna iunie nu putem rectifica bugetul altfel. La momentul întocmirii bugetului local, noi aveam depus o situație de plată la Ministerul Dezvoltării depus în decembrie, iar ei plătesc foarte repede și iute și de gravă. Și am primit banii. Diferența care le pusese, au intrat 5 miliarde în cont înapoi pentru o situație de lucrări la alimentare cu apă. E depus pentru alimentare cu apă. Principial este să meargă la alimentare cu apă. Asta este și propunerea mea. Deci e vorba de o virare de la PNDL 1, Ministerul Dezvoltării, pentru alimentare cu apă. Mă scrie la cuvânt? Supun la cuvânt. Cine este? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de luat strămutatea locului și locotenentul proiectului. Inițiator, primar Silviu Tinie. Da. În cadrul acestui proiect de hotărâre, aprobăm organizarea pe domeniul public a Comunii Gurava acestui eveniment și punerea bazei necesare pentru a avea asigurată toată logistica necesară la momentul motocești, mă refer. Și v-am propus acolo trei lucruri esențiale pe care le-ați văzut. Unul din ele este contractarea serviciilor unei firme autorizate de pompe funebre, autorizate de DSP, cunoașteți, cred că, condițiile de transport a unor oseminte, inclusiv sicriul care va trebui să fie unul special, așa cum am specificat în proiectul de hotărâre cu tricolor. Deci sicriul va fi un sicriu special. A doua, acea convenție de prestări servicii pe care am aprobat-o anterior și un contract de prestări servicii cu persoană fizică autorizată pentru organizarea evenimentului. Doresc să avem sunet. Din ceea ce cunosc, o să avem prezente oficialități din partea tuturor instituțiilor statului, la prefect, la președintele Consiliului Județean, vicepreședintele Consiliului Județean, Garnizoana Bacău, Oficiul Național pentru Cultură. Eu îmi doresc un eveniment mai mult decât frumos. Eu consider că este un eveniment unic, cred că, în perioada cel puțin recentă. De aceea vreau să-l facem cu fruntea sus, cum se spune, și tot ceea ce e nevoie, fie că vorbim de parte de date și obiceiuri creștinești, fie nevoie de colivă, fie nevoie de colaci, fie nevoie de orice e nevoie la vremea respectivă. Consider că cei 15.000 de lei care am propus ca să îi aprobăm, noi avem deja aprobați în hotărârea de Consiliu Local 25.000 de lei în buget, să acoperim tot ceea ce ține organizarea frumoasă a evenimentului, pentru că nu cred că ne vom mai confrunta vreodată cu un asemenea, nu știu, moment de anvergură, spun eu. O să fie, vă dați seama, o să fie presă, o să fie din partea jandarmeriei, din partea poliției, așa cum se face la o omoare a unui erou. Eu îmi doresc să îl înmormântăm cu onorurile militare cuvenite. Am promisiunea asta, îmi doresc să fie fanfara de la Ministerul Național. Astăzi îmi doresc să fie un eveniment unic în istoria comunii noastre, pentru că oricum este unic și sub locotenentul erou tuturic să-și doarmă somnul de vechi de acum la motocești, unde e casa lui. Înscrie la cuvânt? Cam când se actualizează? 25 mai, ziua eroilor. De asta v-am și propus. De asta v-am și propus atât de din timp. Tu anunți aia care se trebuie la colegul, mă. O, mă! Suntem proști la cuvânt? Dar te-ai dat și-un covar. Și vrea să nu vezi, dar trebuie să nu vezi la tău. Și mă dacă să-l sămnul pe dată și cu el aș trage-o. Lasă, că e aproape de acolo. Ca de duminică. Ca de duminică. Nu, joia? Nu. Eu zic că e joia. Eu zic că e joia. Duminică, nu mă întâlnă. Eu zic că e joia. Sunt hai, mă, țară, mă, joia. Sunt la țară, mă, joia. Sunt la voce. Sunt la voce. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării prin asocierea evenimentului intitulat Festivalul Istoric Antic și Medieval Gurava, inițiator primar Silviu Tinie. Ca să mai inițiați dumneavoastră proiectul, ca să nu mai fost inițiator primar Silviu Tinie. Pentru că m-ați băgat în eroare.
Când Silviu din ei, când Silviu, da, când din Silviu. Eu mă fac singur din eroare când scriu material de ședință. Când Silviu, când din ei. Acum ia să vă mai trec cu fiecare inițiator. E bine cum scrie secretarul comunii. La festivalul istoric, de fapt a fost antic anul trecut, chiar a fost un eveniment frumos, mai ales pentru copiii de pe raza comunii Bravo. În schimb, după terminarea evenimentului, am primit o serie de reproșuri că nu l-am promovat suficient. Dacă veniți colegi care didactici de istorie de la școli arondate zonea Unicului, și la fel vă propun din timp acest eveniment, pentru că și el necesită autorizații. Și aș vrea să promovăm mai din timp noutatea față de anul trecut, pentru că întotdeauna trebuie să vii cu ceva nou, nu poți să vii în fiecare an cu același lucru. La partea de antic, daci și romani, pe lângă atelierile care au avut loc, o să aducem și gladiatori, luptele cu gladiatori, o să atrag, o să fie esența festivalului antic. Pe lângă perioada antică, o să avem și partea medievală. Copiii o să cunoască, să zic așa, o bârșie a comunii Bravoi, o să vadă cum trăiau răzieșii. Și, bineînțeles, invadatorii răzieșilor, otomani. Evenimentul de data asta, pentru că nu poate fi suportat la durata a 3 zile, respectiv 19-20-21, nu poate suporta bugetul asemenea cheltuială, pentru că îi împiri cheltuială, cazare, vreo 75 de persoane, numai actori care vin, cu toate echipajele, inclusiv tunuri și tot ce au nevoie, va fi organizat așa, 19 este cazarea prestatorilor, 20 toată ziua, cu program bine stabilit, o să fie tot evenimentul, doar pe 20 vom desfășura, nu ne mai permitem să plătim încă o noapte de cazare și încă 3 mese, din păcate, și pentru 21. Dar promovat din timp, evenimentul va avea efectul scontat și încă o dată cred eu că va demonstra faptul că administrația locală din Bravoi nu e îndreptată numai pe mici și bere, ci și pe alt tip de evenimente, dedicate mai ales, v-am spus, elevilor și copiilor. Copiii au, pentru copii au fost într-adevăr o adevărată frumusețe anul trecut. Nu știu câți ați fost în tabăr acolo, dar copiii s-au bucurat de la a învăța să bată monede, de la să juca cu sârbile, cu arcurile, au luat contacte de efectiv cu viața celor dinaintea noastră cu câteva mii de ani. Suma este aceeași ca anul trecut, încercăm să menținem aceleași sume, deși prețul cresc constant, tot 50.000 de lei, este bugetat atât prin hotărâre de Consiliul Local de Buget și cea cu calendarul evenimentului. Scrie la cuvânt? Spune la vot. Cine este de aici? La gladiator, nu cunosc două persoane din Bravoi, dacă le-ai dat un like, eu să vezi ce lupte. Greco-romane. E legat de voastră acolo, la magazin sau? Faceți o arenă. Dacă îi dai lubuța și o ia, nu poate rezistență. Dacă îi dai lubuța și o ia, nu poate. Vezi ce lupte faci. Asemenea la diversi, ca să nu luați diversi. O să o iau un pic în sens invers. Consiliul Local al Municipiului Onești a emis hotărârea numărul 54, prin care ne-a constituit un drept de superficie cu titlu gratuit pentru un teren în suprafață de 1130 și ceva de metri pătrați, situat în zona cunoscută de noi ca Foișor. Avem nevoie de această hotărâre de Consiliul Local pentru a putea depune diligențele în vederea emiterii certificatului de urbanism de către Consiliul Județean pentru proiectul integrat finanțat prin Angel Salini, care vizează modernizarea sursei de apă și canalizare. Este primul pas. Nu e ușor să obții un proiect de hotărâre la Unești. Am avut sprijin în persoana domnului vicepreședinte Gelu Panfil. A fost acolo omul care a tatonat teren ca să miște lucrurile repede. Dumneavoastră luați act de faptul că această hotărâre a fost emisă și eu pot semna contractul de superficie. După care, cred că ați văzut și în postările mele, avem nevoie de un imobil. De minim 10 pe 10. Mă refer teren. Pentru stație de pompe, pentru proiectul de extindere rețea de apă finanțat prin Angel Salini, unde suntem destul de avansați, mai avem doar o parte de metri de obținut și avem toate avizele pentru emiterea autorizației de construire. Dar am nevoie de teren. Eu vă propun ca discuții.
aștept din partea dumneavoastră acceptul verbal, la consemnat în procesul verbal, de a iniția negocieri cu proprietarii. De a găsi cea mai bună soluție, urmând ca aceasta să fie propusă și supusă aprobării Consiliului Local. În schimb, eu deja am inițiat discuțiile și vă spun că nu vinde nimeni. Deci nu vrea să vândă nimeni. Sau dacă vinde, cere un preț care... Asta, deci, când vorbim de vânzare, nimeni nu poate să gândească că se îmbogățește de pe urma primăriei Gravăi. Totul se face cu un raport de evaluare, de făcut de un expert autorizat anival, și nu se poate ieși decât la o marjă foarte fină care să nu ducă spre alte lucruri. Dar în clipa în care eu am ieșit din raportul de evaluare, dacă expertul spune că e 6 euro metru pătrat și îmi cere 7 euro metru pătrat, da? Eu trebuie să fac o comisie de negociere cu consilier local, cu personal din primărie, care să facă negocierii ca la carte, să motivăm urgența, necesitatea, oportunitatea, că pierdem finanțarea. Dar lucrurile astea care iese din rapoartele de evaluare, știți cum, ridică semne de întrebare. Au făcut afaceri primare, de obicei, așa să spune. Vă spun de la bun început ce sunt, de ce să fac. Eu finanțarea nu pierd. Deci eu finanțarea nu pierd. Dacă nu găsesc o persoană dispusă să vândă, voi monta pompele în drumul public. Drumul este public, este domeniul public și voi monta pompele în drum. Urmând ca cei care vor să ajungă la acele grădini maestoase și luxuriante și foarte frumos lucrate, să facă ruta pe la Costela Bagerul pe sus. Vă spun de acum ce fac. Eu nu pierd finanțare de 65 de miliarde pentru... Dar aici jos, unde o vândut la Nagal. Eu cred că e o casă. Nu, deci... Dar este lucrul ăla acolo, de la parc. Acolo este o zonă mai mare. Nu 10 metri pătrați acolo? Ba da, nu știți care e problema. Acolo a cumpărat un ONG. Nu sunt cei de aici. ONG-ul nemțesc. Eu vorbesc de drumul public. Deci de drumul public, acolo sunt doar și mașina. Da, sunt doar. Domnul primar, dar voi au stat nu țara aia care își vor beneficios. Da, și alte cu cine fac? Dar mai eu cred că în drum acolo merge. 10 pe 10, luați în calcul, închid drumul. 100 de metri pătrați. 10 pe 10. Nu știu dacă încă. Dar în spatele unui cumpărat de organizație, cine are terenul? Eu deja am fost și am vorbit cu toți, nu vinde nimeni. 10 este, dar 10 nu. Deci, eu știu că am descum dat acolo. 10 pe lungime este, evident ce pe lungime este, dar pe lățime nu este. Bunul nu este, bunul este, bunul nu este. Deci, referire, din nu au acte, nu au dezbatut. Am fost la fiecare în parte și am vorbit. Nu au dezbatut moștenirea, dincolo nu s-a ce era bonțoaică, nu are niciun act. Eu vă spun de acum, nu pierd finanțarea sub nicio formă. Dacă nu sunt dispuși să vândă, eu o să pun pomul în drum. Dar n-are, n-are spațiu. Este vorba de dască, dască nu prea vinde, are copilul acasă pentru ei. Na, nu înțeleg de o parte. Dar mai sunt alte mai sus care nu vin. Dar nu e. De acolo... Ionic, am dat sus. Aici unde la intersecția cu Pornia, cu biserica, cu, nu, cu pântâna aia mare acolo, cu pântâna de acolo. Deci minim 10 metri de sursă, maxim 200. Și deja gândiți-vă că drumul e într-o degradare foarte mare. Deci eu acum o să mă duc. Acum mi se pare larg, vis-a-vis de Marci Cavontaș. A, e departe, acum. Știu unde spuneți. E foarte departe. Că când ar vrea să vă faceți? Nu. Unde ar fi și ar vrea să... 200 de metri maxim de la drumul județean, cum muși la Dunau. Pe dreapta sunt o grămadă de locuri, niște păduri, din am văzut în viața mea. Da, dacă da, păstică Zaharia, acolo... Nu, deci Dănăițe nu vin din Zaharia, Zaharia, tantea Neta, cred că... Hai să o păstică, tantea Neta. Este posibil, dar trebuie să inițiez niște discuții. Deocamdată eu v-am cerut acceptul ca să pot iniția procedurile de... Dacă găsesc pământul, evident că o să vin eu în Consiliul Local. Da, acolo, prin spate, pe la Bureța, acolo... Ce soare? Este grătină și pe acolo. Auzi cum a zis Gornel? Cioclu. Cine așa? Auzi cum a zis Bureța? Nu știu că nu v-am făcut. Eu sunt tu, eu sunt tu, dar nu mai folosiți expresii de astea. Cum?
că ne trezim cu vă plângeri pe la Consiliul Național de Sănătate. Dar eu sunt de acord cu mine. Știți ce am pățit cu nomenclatorul stradal cu fântâna evreului? Nu mai faceți glume de astea pe public, s-ar putea să... Ce? O să casa s-o întâmpla. Ei. Da, aveți avizul nostru. Da. O altă... Domnul Zamă, știți că am mai inițiat discuția asta anul trecut, nu s-o concretizat pentru că suma pe care v-a cerut era undeva la departe de gura băinii. A fost ucea. Vorbim de fânării și bucătării furajieră, dacă știți unii, la Ceapiu. Da. Acum am contactat, probabil într-o situație mai nasoală și ar fi interesat să vândă la un preț mult mai mic. Exprimarea lui a fost să-i oferim în euro cu cât a cumpărat el. M-am uitat în actul lui de vânzare-cumpărare, la vremea respectivă el a dat undeva la 30.000 de euro pe tot. Da, 30.000 de euro acum 10 ani, nu, ca 30.000 de euro acum lună. Ca și oportunitate pentru Consiliul Local, noi nu suntem într-o 150.000, găsim cam pe oriunde. Avem bani, chiar dacă asta mă întrebați. Rămâne să stabilim împreună dacă este un plus pentru Comuna Gura Vrei sau le luăm de dragul de a fi acolo. Eu, în motivarea mea, următoare, exact ce spunea și domnul Antoi în ședințele trecute. Noi, ca spațiu, deocamdată avem foarte puțin al nostru. Exact ce spune și domnul secretar. Am duce utilajele acolo. Ne-am face desfășurarea de șantier acolo. Tot timpul, uitați-vă, vin firmele, vrești noi organizare de șantier. Unde se luată? Le dau în fața primării. În altă parte, nu avem domeniul public disponibil. Cred eu că s-ar merita, în jurul sumei acestei, în jurul sumei acesteia, acolo este potențial. Noi avem, le-am recuperat de la persoanele care le-au ocupat abuziv, avem și sinozuri de cereale. Deci, cumva, el se continuă acolo, cam toată partea aia. În motivarea mea față de dumneavoastră, eu consider că ar fi un lucru bun pentru primăria Gura Vrei. El rămâne al primăriei, nu-l iau nici eu acasă, nu-l luați nici dumneavoastră. Va rămâne veșnic al primăriei. Cunoaște situația, ce înseamnă fostul CAP. Acolo sunt tensionate. Vă anunț, vă luau cunoștință că familia Zaharia a deschis proces împotriva Comunii Gura Vrei pentru faptul că două din magazii sunt ale noastre ca și clădiri, dar terenul de sub ele sunt ale lui. Există 99% șanse să ne fie demolate acele magazii. N-a discutat cu el, el a spus că dacă vreți, vrea primăria, el plătește magazii și le va plăti oricum. Prin hotărârea de judecătorească, eu voi face cerere convențională și voi cere despăgubiri. Dar noi vom rămâne fără clădiri, ca ideea. O să ne alegem cu 100-200-300 de milioane. Nu știu cât o să coste asta, nu am spus așa ca idei. Dar ele nu o să mai fie ca spațiu. Deci terenul... Ce mai va face cu el? Asta e problema dumnealor, dar terenul bate plădirea. Deocamdată, deci chiar dacă noi vom obține niște despăgubiri la vremea respectivă, vă spun că finalitatea procesului, că e vorba de acum, că peste un an, peste doi, viitorul Consiliul Local și viitoarea administrație se va confrunta cu problema înlătură de acelor construcții. Deci tu va mai diminua ceva din ce avem noi ca și parte. Acolo sunt două grajduri care sunt tot a primăriei. Alea sunt concesionate, grajdurile din spate. Sunt concesionate. Dar mai are și domnul Mihai. Nu plătește redovin. Nu mai are. Este demolat și este închiriat familiei Rușeț. Știu ce spuneți, dar sunt demolate. Așa le-au și luat. La fel ne judecăm cu familia Tănase. Tănase Doru. Știți foarte bine cei mai vechi consilieri că acel grajd a fost luat cu obligația să-și ia materialul. Demolării. Scrie clar în acel contract. Da. Eu terenul nu-l plătești, clădirea nu demorat-o, nu prea o plătești. Am deschis proces, vedem ce o să se finalizeze, dar știți cum v-am lăsat? Problema patrimoniului comunii a fost tratată cu foarte mare lejeritate de-a lungul vremii și să știți că mai vin oportunități de astea de un întreprinzător mai mic sau mai mare care și-ar dori un depozit de cereale, de exemplu. Nu se mai poate, că X sau Y cu ieșe cu drumul, nu mai intră nici basculanta. Și-o clădit acolo fiecare cum au vrut, au luat CAP-urile, jumatea mea, jumatea tău, gardul, de fapt, nu era aici, era mai încoace. Și noi ca primărie am fost
văduviți, așa ca să spun. Da, acolo cum intrați? E foarte strânt. Băi, cred că știți la ce mi-am făcut referire. Știu. Să vreau să treci o caia de acces acolo. Da. Ei, da. Mai mult ce să pot să vă spun. Da. Dar am fost văduviți de chestia asta. Și acum îmi doresc ca și ușor, ușor, pe măsură ce trece timpul și bugetul ne permite să recuperăm canciul ăsta primării, pentru că acolo nu se va putea face nimic. Pentru că dacă vedeam că vine un om cu un potențial financiar, un om care știu că rulează o afacere de 10-20 de ani în Onești, în Coțofănești, și avea o notorietate, da, plecam capul în fața lui și spuneam, da, domnule, omul ăsta o să facă bine pentru comună și mai lasă de la mine. Dar cunoscând Marfa, ca să spun așa, nu prea ar lăsa pe mâna nimănui. Și cred eu că totuși ar fi un lucru bun pentru comună Brăului. Acum, dumneavoastră, decideți. Încă o dată vă repede. Mănuți ar fi. Dar de unde începe? De unde au avut părsăcă în coră, nu? Nu. Cum intrați? Pe tot drumul ăla până la capăt. Pe stânga e Petrică Radu. Treci de Petrică, treci de Coșmelia lui Doru Tănase, Rușeț, familia Rușeț și chiar unii stăuni se făceau cruci, dacă știți. A, știu. Știți? Ei, toată aia are câteva mii de metri pătrați buni, fânării cu bucătărie forajeră. Da. Bucătăria forajeră este din izolată pe exterior cu tablă. În cap nu te lași perfect înăuntru, deci nu trebuie să tai, nu trebuie să decupezi nimic. Fânăria e acoperită. Și el vine complet. Are acte, nu l-am verificat. Sunt acte lui, numai el știe cum sunt, dar sunt acte. Așa? Dacă dumneavoastră decideți că e oportun, eu am să inițiez discuțiile cu domnia sa să ajunge la un consens. Am mutat în Chiulaj, de aici, acolo, mutat ce ești în fața primăriei. Asta e și bine, aici. Cam asta e și intenția. E urât, eu așa aici. Deci n-ai unde, vine o firmă, dar o să vină, deja vin la drum. O vin băieții la drum. Nu după acum de aici nu organizați șantier, că nu mai mă să-i mai dau. Prima a luat piscie, aici în fața primăriei, să ăștia. Pe sărboare. Nu pot să-i mai dau pe acolo, că în zona păltinată dispar tare țevile de apă, dacă le lași așa. Dispar, pe viață dispar. E presiunea mare. Da. N-aș vrea, adică m-a făcut de râs cu ăla care a făcut școala, că eu furat un metru cub de chereste, acum să-l duc acolo și ca să dispară, spune că-s pe o mână cu mine. Nu. Eu ce pot garanta eu că nu-ți dispare și nu mă fac de râs și că pleacă omul mulțumit și spune, da, uite, la comuna vor avea acolo fost cineva care nu m-a furat. Eu sunt foarte mult, dar în rest, așa, să-l trimit eu în gura locului. Dar ce vreau să-mi cașă preț, acolo nu, e valoat, nu-i deci, de anul trecut sau când am inițiat discuțiile, o foie și undeva la 23.000. Să spunem că de timp s-o mai actualizat prețul, poate nu o să ajungă în 30.000, dar poate lasă și el la preț față de așa. Îi pun și eu o plăcuță cu mare domnul Biri și îi pun și eu de teren. Domnul primar, dar acolo în spate unde aveți teren la prâță, că cine o mai lua? Cine o luat acolo? Unde? Unde au luat ce... Dar nu avem teren mai acolo. E tot al lui Zaharie. Prima? A luat Valerii, că deși au făcut... Iazul din Pește. Da. Nu, nu Iazul. O cumpără de la sediu pentru nepotusul. Are, doar așa, da. Iar în spate are Zaharie. Are Zaharie tot. Tot, până în noi, cum ar veni, cu grajdul. Bine, că dacă iei trei acte de vânzare, cumpărare la celor trei proprietari, nimeni nu se învecinează cu nimeni acolo. Ăsta Turturică se învecinează cu drumul public, drumul public nu se mai învecinează cu Zaharia, tot așa. Dar jumătate jumătate, de asta vă spun. Da. Acolo e ceva extraordinar de frumos. Nu, eu vorbeam aici, acum, din frente Stână. Dar e bun, n-am dreptul. Sigur. Nu mă ocup cu deci, am acceptul dumneavoastră să mi-i spun. Da, am o întrebare pentru șeful de la urbanism, acum atunci pentru că am văzut aici. Cu șeful de la urbanism discut acum. Nu, cu domnul secretar. Nu, cu șeful de la urbanism. În cât timp se umple un rezervor de la de apă? Eu nu știu. Credeți că eu știu. Că nu, băie, nu, serios, nu-i glumă, băieți, nu-i glumă, vă și vă spuneți. În cât timp da. Când el s-a murit, o fost de ore avare. Cam câte ore a durat? La mâine își durează 24 ore ca să o dați multe rezervare. Deci, hai să vă explic.
La noi, dacă ți-i apa la Onești, ne existează apa, da. La noi ține rezervorul între două zile jumate și trei. Da, și dacă dă apa, cam în 6 ori prim. 6 ori prim? Vine pe PN180 pe țeavă, undeva la 5,5 atmosfere, cam așa vine. El vine chiar cu 6 de acolo. Mai mult de 6. 6, 5, cam așa e de drum. Pe măsură ce vine încoace și urcă, mai reduce undeva la 5,5. Deci 180 diametru. Cu 5 atmosferi, cam în 6 ori prin rezervor. Da. Știți de ce pun întrebarea asta? Să va face și a doua gură de alimentare. Deci din aceeași rețea va pleca unul la barbul sus, un rezervor, probabil 200 de metri cubi, da? Sau da. De 100 de metri cubi, da? Mult mai mic pentru că deservește o zonă mult mai mic. În sfârșit, deci va pleca printr-un igre. Va pleca acolo. Pentru că minte vani? Da, da. Dincolo de la Pătrășcani, pleacă sus la prestația de pompare, pleacă la Sârboaia, nu? Da. Îl umple la Sârboaia și în paralel trebuie să-l umple pe ăla la capăta. Deci, din aceeași conductă, de asta mă întreb, în aceeași conductă, trebuie să umple patru... Da, ele vor fi separate. Deci, ce intră pe gura voiei, deci, cum a zis, pe migre cu ăla, că avem căminul de bani. Da. Deci, duce separat. Îl umplești la revedere și în continuare stația de pompare de aici îmi duce la Păltinata. Da, dar dacă din țeava mamă. Păi normal că din, da, dar eu sunt bifurcă. Da, păi dar igre cu da. Urmă asta pleacă la Păltinata. Păltinata pompează la temenia. Că există riscul ca ultima de la capăt să se umple după 3-4 zile. O presiune are destul. Dacă mergem pe modernizarea asta care sperăm să așa, atunci va fi mult mai simplu. Atunci ar fi mult mai simplu să fie o conductă, să pleci direct la cele două. Ar fi extraordinar. De ce credeți că am gândit-o așa? Una să pleci la celelalte două și una care vine la celelalte două. Atunci e echilibrat. Oricum, totul e pe sistem de electrovane comandat în funcție de consum-presiune. Ele nu o să meargă deschis situații 4, 3, 4 odată. În funcție de cum se colește. Eu vă spun că la Gura Văiei, care e cel mai mare consumator, 586 de racorduri, deci vă spun, un bazin plin, în 20 de jumătate se bănește. Deci, nu-i consum atât de mare. Media consumurilor reale, per gospodărie lunară, va fi între 34 metri cubi. Nu, în temelia și mai puțin, pentru că sunt foarte mulți plecați. Aici trebuie să... Nu, media se ia, ca de obicei, între 15 și 20 de metri cubi de casă. Cam asta e... Pe lună? Eu consum. Două familii consum eu 20 de metri cubi. În Gura Văiei, media este 3-4 pe lună. 3-4 metri cubi pe lună. Total consum... Total consum lunar... Vara, pentru 9.000 de metri cubi. La mine și dracu, orice se ia de trebuie. Sunt mulți care au fântâni și au fântâni și pot zice, măi, dar și de ea vara. Nu treabă, măi, că nu da, măi, o consumăm 100 de metri. Deci, el e gândit să nu meargă, n-au fost să meargă toate trei pompii odată ca să rămână fără apă. Între timp, prima lucrare care se va face pe proiect, va fi modernizarea scursă de ani. Și stația de furare, ești obligat. Deci, modernizarea stația de furare. Când ea e plecă, încep lucrarea la canalizare. Dar, făcându-o pe aia prima, poți să-i faci recepții pe obiectiv și dai drumul în lemn. De fapt, ce zice băieții cu drumul de băieții cu drumul? La bazin Veneția, băieții cu drumul de amoare două plutitoare de 30. Ne vedem în martie. Ne vedem în martie la execuția lucrărilor. Exact ce v-am spus. Mi-a cerut un loc pentru organizare de șantier și depozitare balastru. Nu prea mai am pe un să-l mai dau. Așa balastru poate să pune pe oriunde. Am spus, vedeți că roabele sunt multe. Da? Acolo nu merge la așteptă, acum nu merge la așteptă, acum nu merge la așteptă. Cine face pas? Mai duci în studiul ăla. Ce e, de-aia la Dumnezeu. Dă-mi drumul la care-i furat. 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 Dă-mi drumul la Păi da, nu, că după aceea au venit plângând și au cerut scuze și m-au rugat să-ți poate trebuie. Până la deal. Eu nu dă seama cum le face nimic acolo. Nu, dar e bine, eu și-am plăcut nimic. Vedeți, dacă mai sunt înscrieri, că astea sunt discuții libere, așa. Mare cineva de
Poți să vă informez, dar poți să vă informez eu proiecte, dacă asta vă interesează, care le avem mare în implementare. Pentru modernizarea lumina publică, s-au depus documentele pentru certificat de urbanism, așteptăm o completare la niște planuri de încadrare, ca să emitem certificat de urbanism. La modernizarea lumina publică nu e nimic extraordinar, nu ne trebuie avizii, probabil, de la Transelectrica, Nucleară Electrica și alte instituții ale statului avizatoare, o să meargă destul de repede. Eu spun așa, luna iunie, tot iluminatul este modernizat. Ca să vă spun ce presupune, încă o dată, 800 de lămpi, au fost domnul viceprimar și-au numărat. Unde este linie de iluminat? Iluminat, din stâlp în stâlp. Asta înseamnă 800 de lămpi. Deci va fi din stâlp în stâlp. Deci se vor dubla ca număr. Asta presupune rețeaua de iluminat. Proiectul de camere, am fost cu proiectantul. Nu. Mai știam o să le mai pun, că vin foarte multe. Am pus în toată comuna. Deci, oriunde, câte două, câte trei, la fiecare intersecție. Le-am pus peste tot, va fi super supravegheat comun. În total o să iasă 120 ceva cu totul, cu îngroparea sistemului. De la foarte bine la moți, că am fost la fiecare uliță, exclusiv la de acolo, în Contesa, că acolo e treaba bună. Dar ce, la urmă, la urmă, s-a curat ceva, că la tine. A, dar nu de asta. Nu, de asta nu scriu. A, dar nu, asta-s probleme, dar de ce trebuie să-l aici? Așa, extind rețea de apă, cum v-am spus, suntem la o procedură de medie distanță de obținerea emitei autorizației de construire, oricum dăm drumul la licitație clauză suspensivă. Extinderea mică de rețea de apă, drumul județean Dubrava, drumul județean Temelia. Apropo, domnul Mare, așa de mult o iubit domnul Mihalcea Temelia. Trebuie să mă abțin să spun treaba asta. Așa de mult v-o iubit la Temelia, încât o uitat tot drumul județean să dragezi la alimentare cu apă. Nu știu cum de-o uitat. O poți să o înțelege. Este că așa? Cum? Vreți tu, Dumbrava? Dom'le, Dumbrava am înțeles că votam cu domnul Mandoi și mă iubea. Asta e situația. Deși în 2000... Acolo îți mai care pe Coghelița, nu e 2016. Deci în 2016, o votat și cu Dumbrava cu el. Așa greșește. O uitat. Acum, cu ce știi greșit eu în viața asta? Să vă mulțumesc pe toți. Și Temelia, și Dumbrava, și Capăta, și Păltina. Nici pe Păltina ta nu ajunge chiar peste tot. Sunteți mai tânăr, mai vioi, aveți foarte mai bune. Ce golană ești. Trebuie respectăm pentru chestia asta. Auziți? Și așteptări. Tot aveți două tunuri aici. Mai faceți rost de unul. Până la război. Nu. Unul merge la Pătrășcani, nu? Unul merge... Haideți, unul la Pătrășcani, unul la Dumbrava, că este monument frumos. Nu este monumentul primăriei, făcut de către biserică. Așa. Nu figurează. Și unul pune la Golgota, la Vișan. Are un loc, avem un loc sus, să-mi apărtăriți. A doua, s-a terminat vineri, avem firma câștigătoare la Temelia Dumbrava. Este firma câștigătoare. I-am spus, Doamne, până pe 5 mai, trebuie să... fii gata frumos, că am aprins becul, să rămân impresionat să ne primeze. Așa, trebuie să te spun la eu nu fac asta cu bală, cu țonțuroi, cu de-astea, mă, nu aștept în care. La mine nu fac promisiuni, decât că știu că se realizează. Venim prima câștigătoare, o să fii gata și cămin la Dumbrava, l-am promis la oameni, trebuie să ne folosim, să vedem ce o să facem acolo pe el, nu știu ce o să facem exact pe el, când citesc suma la care s-o ajuns, mai așa, mai așa cu niște frezoane, vorba astea la televizor, vă dați seama că se ridică aproape la 18. Dar să banii nu mai scoate de acolo. Nu. Deci suma totală afară, deci ce o să mai facem cu băieții, cum mai trebuie să mai schimbăm o greiță, o faianță, trebuie să mai punem jaluzele, așa, 18 miliarde. Așa când mai vedeți pe stradă, când se întoarce, bateți-o brazul și luăm așa din... într-o simplu considerație. Ce vreau să spun? Ăla e înalt, dar ce ți vrem de mai spune? Ce facem la ulița aia la școală? Că e urta. Deci ai la intrare până la școală acolo, pe imunită, microbuză, ăla e pericol. Ce facem pe ulița aia la școală? Când ai fost ultima dată? Și acum, dacă s-a pus ăla concasatul ăla nou, iti? Tu orice critică. Dă urt, urt, dacă vine cineva să vadă acolo, nu. Păi dar pe tine te-a dat cu un laptop, mă, cu ulița aia. Pe Facebook te-a dat cu un laptop, da. Care Virgil... Dar nu l-am luat prieten, nu. Nu l-am luat prieten. Nu, dar acolo, deci acolo a fost asfalt, că jocul apă, dar e urât, deci nu. Dar din Băreata să facem asfalt. Nu, nici așa. Da, trebuie să trebuie făcut ceva. Trebuie? Asta cu trebuie, ăsta.
Asta îmi place la dumneavoastră, că trebuie. Eu știu că și lăsăm așa, dar și ce vreți să fac? La prima ploaie ia tot de acolo, ia să face rău. Păi, dar n-am ce face deocamdată. Până eu n-am de unde să știu că nu mai s-a avut și-a luat cu apă. Nici nu sunt făcut de branșă. Deci, asta eu încerc să vă spun. Acolo nu se mai fac, dar nu te-ai trans acolo. Și branșă nu se mai fac? Nu se fac. Nu mi-ai băgut la pies? Până la intrare în ușa, pe poarta din spate, la școală. La școală unii credeți cu branșă. Din ce parte o branșă? Nu tot de acolo? Din zona aia? Că de jos, de la de unii drumul județean, se împingă apă până în școală, e mult mai greu decât de acolo de sus, de la curbă, să ducă apa spre școală. Acolo trebuie să spun, Tania. Nu s-a făcut de branșare la... Branșare. Da. Eu asta vorbesc. Branșarea în sine. Nu tot acolo trebuie să o fac. Exact asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Acum, am povestit domnului Antohi, mă confrunt cu o altă problemă. EON nu vrea să-mi încheie contract de furnizare energie electrice. O să adică stau stație de pompe în muzeu. Când nu o să încheie contract cu firmele mari, așa spun ei. Când au așa o indicativă. O să reușesc pentru o altă firmă. Nu mi-o dat niciun răspuns, am 60 zile. Când aștept, nici nu-i interesat, pentru că ei nu mai factura de 6 luni. Bă, ăsta la trebuie să le caut. Nici nu mai știu, Renji, RCL. Deși nu prea îmi place ideea în sine. E vorba, asta discutam mai înainte. Mentenanța. Se întâmplă ceva. Stai că de aici încolo e al lui RDS, de aici e al lui EON, de aici e al lui Transelectrica. Mie nu-mi plac chestiile amestecate și cred că ați observat chestia asta. Dar am facturi numai la EON. Numai la EON trebuie să am facturi. Eu stau acum așa în evidență la 100 de firme. Încă mă mai lupt cu chestia asta. Rețeaua de apă, o să fim siguri că e ok, doar după ce merg pompele. De ce? Este rețea cu toată, este apă cu toată rețeaua. Reglez pompele, deschide, închide, le vezi cum se comportă. O să se mai spargă pe undeva, că nu există, a fost ața kilometri de conductă, da? Și abia atunci putem spune că s-a făcut totul și știu că nu mai intră pe ulița respectivă. Nu, deocamdată am făcut așa forțat pe anumite uliți și o să intru pe toate uliți, deși nu e normal și nici măcar neapărat e la limita legii. O să intrăm pe toate ulițele, să îndreptăm. Am pus balastru, am promis la temelia, am fost la temelia, pe ulițele cele mai rele cu temelia și Dumbrava și la Motocești am o uliță care, da, într-adevăr, sunt cele mai afectate după săpăturile care s-au făcut. O să intrăm pe toate. Ați văzut băieții că au lucrat pe Dumbrava, celălalt pe Capta, băieții au fost pe temelia. Am așezat cât de cât drumurile, dar eu nu am garanția că pe drumurile pe care le-am reașezat, nu să mai curgă apă și trebuie să mai săpăm o dată. Sau de două ori. Am insistat, am fost, mai văzut, am fost din poartă în poartă la Divină. Branșați-vă la apă, branșați-vă la apă, că nu mai săpă a doua oară. Branșați-vă, am fost... Da, dar ce le-am zis? Acum acela lucru să facă nimeni. Același lucru o să facă în Capăta, același lucru o să facă în Dumbrava, Pienata, nu am soluție. Deci, nu am o soluție, nici măcar un proiectant nu poate să-mi spună, pentru că încerca să ciupească din zidul ăla, dar pe tot. Piatra aia pusă peste piatra va cade tot și îi pleacă gardul tot în drum. Deci nu am altul. Doar dacă vecinii, de la dealul și cum să înțeleg cu vecinii, să încercăm să punem mai sus două, trei branșamente și de acolo, prin curtea vecinilor, să-și tragă. Este singura soluție pe care eu pot să o propun. Dar cablul, furtunul de apă trebuie să o tragă singur, prin curtea vecinilor. Înțelegere nu a mea. Eu, ca primărie, nu pot defronta să mă lucrez. Băi, acolo să ne casă ca nu stă nimeni. Lenuța la Andrei, nu se răzătoare. Dar o genul are cerere din Brașoara. Și la casa. Orașul a murit. Lenuța a lui Andrei stă, e afară, casa a murit chiar. Și la Ioniță, pe dreapta. Nu știu, Ioniță și Brana Firalecu. Sunt trei sau patru case. Dreapta nu e afectată. Dreapta nu poți să... Dreapta în sensul de cobor. Și stânga a mers la Ioniță, nu-i trage? La Brana Firalecu, nu știu dacă... La ce am pus, am pus... Dacă nu au făcut ce, nu i-am tras, evident. Dar nu o să mai merge și o să mai... Un bec se poate schimba la mine acolo. Nu funcționează de mult. Ascultați-mă, un bec nu mai schimb din loc. Că în o lună de zile vine și schimbăm toată rețeaua. N-are rost să mă chem. Adică o lună, cum o stat o lună. N-are rost să schimb, să chem echipa pentru 2-3 becuri când mai sunt arsi, să-i plătesc deplasare, intervenții, că știu că într-o lună de zile schimbăm becuri integral cu lămblet. Asta e premisa pe care noi facem economia. S-a întâlnit la mici, ăsta e o piecă. Eu mă, acum am înseamnă la primea de când am aruncat. Vapor din Mercura, da, la 250. Ce se întâmplă acolo la... Aproape de mine. Da. Acolo se începe lucrurile să vin toată, acolo se infiltrează. Drumul ăla scurt jumate în gâns. Dar pe unde s-a? Pe s-a partea stângă, cum te duci în Părtinata.
Acolo, dar ne-a spus la voi, chiar acolo ajunge, nu tipa la cuvântul de mare genială, pentru că acolo m-am putut tot pământul de la Obreja, acolo e băgat tot ce a fost umplutură de pământ, acolo e băgat. Deci vreo metru jumătate acolo e umplutură de pământ. Dar e partea de apă, cum să ne-a. Dacă se calează și le-a și bulu, băi, ce-a mers din locul tău? Păi de-a putut băgat. Dar când se băgat în săpătura aia și dacă nu fugi malul ăla, până jumătatea pământ fugi în față la Ancuța. Vine România, te vine o problemă. E cablu electric, la urmă, la da, la primul, la copet. Când se duci, când au fost ploile mari, acolo fugi tot până în margine. Cât era drumul? Era... Au să duce să îndrupe de toată, să ai. Pământul ăla, dacă nu mai plouat, dar ieșe de-o plouat. Acum... Era în lucru acolo, era să când nu s-a dus tot. Extinderea asta de, cu rețeaua electrică mai beneficiază și alții, s-o extins binișor, ați văzut electrica împătinată. Dacă era apă, era o problemă. Că se ducea conducta, așa, cablu de curent, îl acoperim la loc. Era curent, dar drumul cu stâng cât sunt. Nu o să ducem, mă, de bine. Deci, oricum, de, dat de la drumul de unde trecem, așa, cel puțin un metru jumate, acolo e un putur. Deci, da, și știu, știu. Ultim an. Nu pot să dea Dumnezeu să plouă, să mai fie ce-o fost. Să prinde pe stat de putință. Să mai fie să-și. Da. Așa nici la deal la Florina n-ai urs, ai văzut că s-au mai dus un mal. Da, da, fugi și-am cine era mai acolo atunci când ai schimbat. Să schimbat, să schimbat. Acolo arăt rancornul un pic de unde metru la jos. Deci mai scrie cineva. Deci la punctul de iluminat acolo. De când am închis ședința? De Olafur. De Olafur. De Olafur. Da. Roi, roi.